Dacă soțul are comportamentul lui Nabal, Biblia spune puțin despre Abigail, cine puteți spune pentru zilele noastre? Da? Spune mai mult de Abigail decât de Nabal. Stimate surori, nu cumva să fie vorba de un Nabal pe care l-am nabalizat noi. Adică nu cumva să fie nervos că noi l-am făcut nervos. Sau nu cumva să aveți de-a face cu o femeie bolnavă cu nervii pe care ați îmbolnăvit-o voi. Că poate n-a fost așa de la început. Abigail nu putea vorbi cu Nabal în orice moment. Dar și cu David nu i-a fost ușor să vorbească. Era nervos, cu sabia scoasă din teac. S-a plecat. Și asta uneori trebuie să lămuresc pe unii bărbați sau femei. Să recunoască faptul că sunt vinovați când sunt nevinovați. Măi, zic că tu ești de vină și dacă nu ești de vină, nu-i păcat. Dar Abigail a zis, eu sunt de vină. Dar nu era de vină. L-a potolit. Eu trecut la David cheful de război, l-a apucat pofta de mâncare, că de altfel era flământ. Din vorbe, cu cine poți și din tăcere cu cine nu poți. Asta e tot. Vorbe când se poate, tăcere în rest. Mulții n-au dușmani, punct. Și când nu poți vorbi cu ei, te rogi și vorbești cu Dumnezeu. A rezistat Abigail cu Nabal? A rezistat. Și când Dumnezeu a văzut că e destul, el a luat. Îmi povestea un slujitor din Europa, zbura cu avionul de la Timișoara. Lângă el o soră și ea zice, frate, toată noaptea m-a rugat să-mi răspundă Dumnezeu în ziua de astăzi. Am rămas văduvă la 20 de ani, am stat singură până la 40 de ani și acum m-am căsătorit cu un bărbat ferească Dumnezeu, un om firesc, bețiv și așa mai departe. Ce-a fost în capul meu? Nu pot ierta asta. Cum am fost în stare să fac așa ceva? Dar frate, m-am rugat și a fost un cuvânt de la Domnul să mă mărit cu el. Și fratele zice, răspunsul ți-l dau acum. Eu cunosc situația. Și au potrivit Dumnezeu. Și omul ăsta a avut o femeie evlavioasă și eu știu când Domnul i-a vorbit datorită comportamentului tău, cu alte, eu spun cuvintele mele, i-a luat-o Domnul că o suferi destul. El a rămas o vreme singur, dar pentru că el avea părinți foarte credincioși, care s-au rugat pentru el. O zis Dumnezeu într-un alt cuvânt profetic, datorită mijlocirilor făcute pentru tine, îți voi mai da o șansă. Și sora a zis, aha, acum pricep, deci o șansă asta a doua pentru el. Bă, bine că măcar știu ce am de făcut. Atunci mă sacrific dacă e cu de la Dumnezeu citire. Deci, totul se simplifică atunci când intri în părtășie cu Dumnezeu și afli de ce și cum Dumnezeu să vă ajute. Amin.